mă cheamă în birou la final și a zis: Onisim, ai predicat foarte bine. Zice, mie personal mi-a plăcut, dar cum să-ți permit să vii la Amvon fără cravată? E de la diavol. N-ai voie. Nu-mi vine să cred. Am constatat zilele acestea o schimbare de paradigmă. Asta a lipsit generației din trecut. Când apărea o chestie din asta, imediat se faulta unul pe altul. Am zis, morminte văruite, vipere de rasă, pui de năpârci, perete văruit, te va bate Dumnezeu. Am zis, Gugu, știu, și a zis așa, concluzia mea este una, oamenii ăștia nu iubesc oamenii. Și am zis, cine v-a pus să-i ordinați? Trimiteți-i să pască oile. Deci, pe viață voi fi recunoscătorul lui Dumnezeu pentru cultura ardeleană. Dacă nu veneam în Arad, eu nu aveam nicio șansă să-i slujesc lui Dumnezeu în felul ăsta. Rigorile teologice sau teologale, să zic așa, din Moldova, puse în raport cu cultura ardelenească și cu educația pe care am avut-o în Ardeal, au făcut din mine om. Și de atunci o trebuie să-mi pun cravată, că așa a fost situația, și mi-am dat seama că nu-i chiar de la satana cravata. Dragi prieteni, iată-ne din nou în cadrul emisiunilor pe care le puteți urmări aproape, să zicem, la fiecare două săptămâni, cu excepția vacanțelor, pe canalul nostru de YouTube, pe limba noastră, începând cu ora 8, așa că să știți că, deși spunem noi emisiune, noi nu facem emisiuni, spun asta și o repet, o să o repet la fiecare emisiune, nu facem emisiuni, ci facem, de fapt, discuții între prieteni. Deci aici probabil că o să ne vedeți zâmbind, o să ne vedeți câteodată, probabil că o să ne facem semne cu ochii unul celuilalt, o să ne vedeți vorbind mai degajat, probabil inclusiv gesticulațiile și așa mai departe o să fie sub o altă formă decât pe la alții, prin platouri. Noi suntem în cadrul acesta, așa cum ne cunoașteți, să avem discuții joviale cu prieteni de noștri. Și astăzi un alt prieten care a intrat la noi în casa studioului nostru, în casa pe limbii noastre, sau cum se zic, este prietenul nostru, pastorul Onisim Botezatu, căruia vrem să-i spunem bine ai venit la noi acasă și Dumnezeu te binecuvânteze. Bine v-am găsit! Împreună cu el, bineînțeles, aici așa cum bine știți, Marian. Salut, Onisim! Și eu te salut! Și Marcel. La fel. La fel ce? La fel, salut. Mă trage acum de limbă. Am încercat să fiu mai tăcut la emisiunea asta. Nu suntem noi, important e Onisim asta și dacă vrea să ne spună ceva despre el și apoi... Și mai important decât Onisim e Dumnezeu. N-ai dubii de treaba asta. Onisim, cine e omul ăsta, Onisim, că am auzit despre tine în ultima vreme, mai ales după aia o să spunem și de unde am auzit mai mult în ultima vreme despre tine. Dom'le, cine e Onisim ăsta botezatul? L-a întrebat pe Ioan Botezătorul, tu cine ești? Trebuie să recunosc că abnegația și smerenia, care poate uneori poate să fie exagerată, sau, dar preocuparea mea de a străluci Hristos în viața mea m-a făcut pe undeva să nu dau detalii prea multe și în predici și despre mine. Mă numesc Onisim Botezatu, m-am născut în județul Bacău, 13 frați am avut, unul a murit, în 21, acum să fac 3 ani, 36 de ani a avut fratele meu Adrian, i-am dedicat o carte, Reperele iubirii, și m-am născut acolo, am venit în Arad, slujesc Domnului în Arad de 18 ani de zile. Acum pot să zic că sunt mai mult arădean decât moldovean, pentru că am 18 ani și 2 luni în Arad și 18 ani în țară. Atunci ne înțelegi și pe noi când zicem că și noi suntem mai mult spanioli decât români, că avem 20 de ani, mai mulți aici decât dincolo. Ce e miraculos este că la atâta de mare distanță de casă putem să vorbim pe limba noastră. Asta e tare, asta să rămână. Asta e de publicitate deja. Aici. Mulțumim de publicitate. Noi avem un defect, noi nu plătim publicitatea. Am înțeles. O întrebare, câți ani ai, Onisim? 36 de ani. Faci parte și tu din categoria asta tânără de păstori care s-au ridicat, și slavă Domnului că s-au ridicat o generație nouă de păstori, pentru că așa cum spunea într-o altă emisiune Darius, înaintașii noștri erau oarecum îngrijorați. Mă, ce o să fie după noi? Mai vine cineva, nu mai vine? Așa că Dumnezeu încă mai ridică oameni. Încă chiar se gândeau că va fi sfârșitul lumii după unii dintre dânsii. Da. Dar se după uită... noi potop. Da, dar se pare că totuși și noi ăștia care n-am făcut armată suntem bărbați. Și noi. Da, dar vezi că eu am făcut armată.
Atunci tu ești de două ori bărbat. Mulțumesc, apreciez. Da. Onisim, ai ajuns la o vârstă destul de tânără, aș zice eu, cel puțin în zona asta, în diaspora, nu știu, dar aici slujitorii se fac puțin mai târziu, așa e modelul, dar tu ai ajuns în România un slujitor, păstor, destul de vreme. Și trebuie să recunoaști că ne-am uitat și noi și pe Facebook, pe rețelele sociale și am văzut, în ultima vreme cel puțin am văzut lucrarea de la tine de acolo înflorind într-un mod extraordinar. Ceva ce tot se spunea și se zvonea, să zicem noi așa, nu avem încă informațiile și tocmai de asta ești tu aici și vrem să vorbim cu tine despre treaba asta, se spunea că lucrarea pe care ai început-o în cadrul bisericii și, sau bisericilor pe care le păstorești, are vizibil în ea implicarea lui Dumnezeu într-un mod miraculos, dacă se poate spune așa, și aș vrea să ne dai detalii despre treaba asta. Cum adică l-ați văzut pe Dumnezeu acolo? Deci sunt două lucruri pe care le-ai subliniat, ascensiunea mea, să zicem ascensiune, că de fapt nu e ascensiune. Eu am observat un lucru, am fost ordinat diacon la 25 de ani, la 28 de ani eram prezbiter și la 34 de ani eram păstor. De la fiecare ordinare, la fiecare capitol, eu am coborât, n-am urcat, până acolo încât acum am ajuns la anihilare. Nimeni nu mai spune pe nume. Fratele păstor, asta mi-arată mie că slujirea este darul lui Dumnezeu, este chemarea lui Dumnezeu și eu nu mai exist. Și le-am spus la biserică, fraților, îmi este dor să-mi spuneți fratele Onisim, majoritatea prietenilor îmi spunea Oni și am câțiva dintre ei care îmi spun pe nume, ceea ce pe mine mă onorează. Deci slujirea mea a fost așa, chiar au zis fratele păstor, acum fratele Duțu Mărgăian, dânsul m-a promovat și a zis așa, fraților, în biserica asta Onisim este doar el și nevasta lui. El nu are clan, nu are neamuri ca Melchisedec. Doar că eu am sămânță de urmaș, că am copilaș. Și zice, dacă îl alegeți, îl alegeți pentru ceea ce este și pentru ceea ce ați văzut slujirea lui. Și prin harul lui Dumnezeu am avut unanimitate de voturi. Deci nu am avut nimeni împotriva mea și nu am pe nimeni în biserică. Îi mulțumesc Domnului pentru asta. Da, nu a fost simplu, dar oamenii se uită la lucrare. Oamenii se uită la lucrare și văd asta. Ce văd? Asta e foarte important, da, ce văd? Am slujit într-o biserică, am fost 2 ani de zile membru la fratele Moise Ardelean în biserică, dar membru fără fișă, eram student și slujeam acolo. Chiar am slujit la Bujac, la biserică, mult timp. Și pot să zic că acolo am crescut puțin. Apoi, pe vremea când era Gabi Ijac, lider de tineret, veneau 400-500 de tineri. A fost ceva extraordinar. De acolo fratele Nicu Mărgăian a venit în Spania, la Elce, poate că l-ați cunoscut, și atunci mi-a zis, mă, n-ai vrea să te duci tu la Covăsânț, la acolo e o bisericuță mică, era într-o casă. Hai că mă duc, mă duceam cu tramvaiul. Odată m-am dus până în Șiria cu ocazia, am stat mult la ocazie, și de acolo m-am dus cu căruța, cu cai. Și cu căruța pur și simplu, 7-8 km, cu tramvaiul, făceam o oră până cu tramvaiul până acolo și am slujit așa 5 ani de zile. După 5 ani de zile m-am căsătorit, am fost ordinat diacon și după aceea... Numai da, te rog. Puțin, te rog, oprește-te aici, că ai zis că ție îți place spontanitatea. Da. Înainte să preiei ideea cu diaconia și mai departe, vreau să întreb ceva, pentru că aici am discutat cu mulți păstori și cu alți frați slujitori și mai departe și... Vreau să întreb, tu nu te-ai simțit vreodată umilit să stai în căruță, spre exemplu, te zici, bă, ce fac eu aici, mă? Bă, dar chiar lui Dumnezeu să nu-i pese că eu mă duc cu tramvaiul, cu căruța, cu... De uite, am auzit într-un loc că dormeai pe saltele și nu știa nimeni că ești în starea asta. Nu te-ai simțit umilit să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, dar chiar așa în halul ăsta am ajuns? Niciodată. Mi se părea ceva normal. Niciodată în viața mea mi se părea ceva normal să pot să-i slujesc lui Dumnezeu. Nu i-am reproșat niciodată. Eu până să am prima mașină am avut 3 Daci împrumutate. După aia am avut prima mașină. Și mergeam cu Dacia, avea la suspensie, trebuia să pun un sac de nisip în spate. La fiecare curbă. Când într-o parte, când în alta. Era să fac accident, nici nu prea. Și știu că avea o problemă la direcție, că dacă îi lăsam volanul,
mergea drept, ziceai că e direcția, dar nu, să bloca ceva acolo. Puneam apă în loc de lichid de frână, deci era de toată jena. Și așa am făcut slujire, mă duceam în Ungaria, la Ilie Puha am fost un an de zile, mergeam și făceam studiu cu tinerii și mă duceam cu, dar niciodată nu am pus condiții lui Dumnezeu. Apropo, am făcut un calcul, am avut 16 mașini până acum și am făcut un calcul, 380 de ani de mașini. Cea mai tânără a avut 19 ani. Acum am două mașini, amândouă 42 de ani. Deci stau foarte bine la capitolul ăsta. Da, ești un fel de Macron, îți plac așa lucrurile mai... Nu neapărat că mi le plac. Astea pică la sorți. Da. E bine. Onisim, o întrebare. Tu ai trecut din Moldova în partea cealaltă. Acum noi știm că există anumite diferențe, cel puțin prietenii pe care îl cunosc din Moldova, majoritatea, hai să nu-i numesc legaliști, că nu sună bine, dar sunt puțin mai conservatori în ce privește. Și ai mers direct într-o parte a țării unde nu neapărat liberal, dar diferiți, nu? Tu ai simțit diferența asta sau cum te-ai acomodat? Deci, pe viață voi fi recunoscătorul lui Dumnezeu pentru cultura ardeleană. Dacă nu veneam în Arad, eu nu aveam nicio șansă să-i slujesc lui Dumnezeu în felul ăsta. Rigorile teologice sau teologale, să zic așa, din Moldova, puse în raport cu cultura ardelenească și cu educația pe care am avut-o în Ardeal, au făcut din mine om. E adevărat că la început mi-a fost foarte greu. Când m-am dus la fratele Moise Ardelean, și probabil că o să mă audă și-și aduce și dânsul aminte, m-am dus și am predicat, mă cheamă în birou la final și a zis: Onisim, ai predicat foarte bine. Zice, mie personal mi-a plăcut, ai rămas în text, ai rămas în... aveam 19 ani. Și zice, dar cum să-ți permiți să vii la Bujac, la Anvon, fără cravată? Toată copilăria mea știam că cine își pune cravată e de la diavol, așa am fost crescut. N-ai voie cu cravată, n-ai voie cu una cu alta. În momentul ăla am trecut așa un șoc, un cutremur. Cum adică? Și nu știam exact, domnule, trebuie, și de atunci o trebuie să-mi pun cravată, că așa a fost situația, și mi-am dat seama că nu-i chiar de la satana cravata. Adică e o continuare a vestimentației bărbaților. Dar te mustra conștiința vreodată sau nu? Nu. La început, când ai început să... Un pic, da, mă simt. Sau impactul cu ai tăi, cu cei apropiați, probabil, care erau învățați să nu, și dintr-o dată se vadă, zic, Onisim, ce ai pățit, te-ai transformat, da, și tău? Da, era, deci a fost, la început mi-a fost foarte greu, până m-am obișnuit, după aia, dar acum m-am dezobișnuit iar. Eu am o problemă la gât, așa e construcția mea, nicio cămașă nu e singură. Nu mi-ajunge. Nu, uite, nici, nu eu pot. N-am nimic împotriva cravatei și am crescut în Turda, în inima Ardealului, și la noi se purta cravata. Dar evit să o port de câte ori pot. Dar știi ce am observat? La o nuntă sau undeva n-am ce face. Pe undeva, trendul ăsta nou, Adi Mocanu cu bluza lui, știi, neagră și cu sacou, Cristi Boariu fără cravată, slujitorii tineri, Gabi Florus, care nu prea obișnuiește cravată. Și din câte am observat, la generația tânără nu se mai poartă. Nu mai e în trend. Deci n-ar de a face cu legalismul. La ascultat, tine e pur și simplu o chestie de gusturi. O ascultat clar. Dumnezeu rugăciunea moldovenilor. Da. Celor din Bacău, unde veneai tu. Am ajuns la dreapta. Corect. Vreau să continui ideea asta pe care ai început-o foarte fain când te-am întrebat ce văd oamenii la tine. Am ajuns diacon și voiam neapărat să continui ideea și ca să nu rămân în aia. Când am ajuns diacon, eram în Covăsânt și în Gheorog, nu a fost biserică niciodată. Gheorogul este între Păuliș, prima biserică penticostală din România, și Cuvin. Acum, ideea este următoarea. În Gheorog, în spitalul din Gheorog, s-a născut Gheorghe Bradin. Noi acum împlinim 10 ani de zile de biserică și un an de când e biserica nouă, la Rusalii. Și vrem să facem ceva frumos. Avem acolo în biserica baptistă din Cuvin procesele verbale, cu ordinarea ca diacon a fratelui Bradin, cu ordinarea ca prezbiter al lui, și vreau să fac ceva frumos acolo la noi. Bun. Și în localitatea asta n-a fost biserică. Eu am început deja să caut un local, să fac evangelizare și să plantăm o biserică. Eu și soția. Deja eram căsătoriți. Frații au considerat, au zis, dacă tot te implici acolo, ar trebui să-ți dai demisia din comitet de la... Ok, ia că îmi dau demisia, dar nu înțeleg logica. Deci chiar nu înțeleg, adică eu acum am nevoie de ajutor. Și mi s-a părut ca un abandon, la început mi s-a părut, după aia mi-am dat seama că așa a fost. Dar îi mulțumesc Domnului și am început de la un om, eram doi, eu și soția, ne-am rugat pentru al treilea, pentru al patrulea. În foarte scurtă vreme am plantat o biserică frumoasă și de 9 ani de zile ne adunam într-o sală de clasă, în biserica reformată, calvinistă.
Și dintr-o dată m-am trezit într-o dimineață, eram la mine în living, nu, deci am condiții decente spre modeste, nu decente spre lux. Și ziceam, nu se poate, eu am așa condiții acasă și casa Domnului este într-o ruină. Da, dimineața. Doamne, anul acesta vreau să-ți construiesc o casă. Anul ăsta vreau să ne mutăm într-un an de zile. Nu aveam niciun ban, nici la biserică, nici eu personal, cum o zis eu în creangă, mai sărac că ieri și ca la altă, și ca de când mă știu, n-am fost niciodată. Și când am zis, cum să facem asta? M-am dus la biserică, am zis, dragilor, vreau să construim biserică. Căutăm teren. Am găsit un teren, 7.000 de euro. Era duminică dimineața. Am zis, mâine la ora 4 am organizat la notar să facem tranzacția și să cumpărăm terenul. Dar nu avem decât 1.000 de euro. Frații s-au uitat la mine, am zis, fraților, nu la mine, vă uitați în sus, facem o rugăciune. Am făcut o rugăciune duminică dimineața și am încredințat în mâna Domnului. Luni, la ora 9 dimineața, am avut 8.000 de euro în mână, în sacoșă. Nu știam cum să mă duc, în viața mea n-am văzut atâția bani. Și am zis, cum îi pun? I-am pus în portbagaj. I-am băgat într-o geantă, i-am pus în portbagaj. Dacă vreun host vine, bă, zice, nu ține bani în portbagaj. I-am într-o sacoșă din asta veche cumva, să nu-și dea seama că acolo-s bani. Deci mi-era frică, mergeam pe stradă, Doamne, să nu fac accident, să nu se răstoarne mașina, că-s banii Domnului. M-am dus la notar a doua zi și am cumpărat teren. Au venit surori și frați din biserică, 500 de euro, 20 de milioane, 10, nu știu cum, s-au adunat 8.000 de euro. Ai dat jos sacul de nisip, le-ai pus. Sacul de bani, sacoșa de bani, da. Și așa a fost, am început, fără niciun leu și cu ajutorul lui Dumnezeu, într-o sută de zile, când a intrat Putin în Ucraina, noi am început zidirea. Într-o sută de zile calendaristice, dar au fost sărbători, n-am mai lucrat, 52 de zile, cât era lui Neemia, ne-am mutat în biserică la cheie, cu climă, cu lux. Poți să zicem că la biserică avem lux. Acasă nu am lux, dar la biserică avem lux. Deci, practic, ai dat jos sacul de nisip din portbagaj și ai început să-l folosești. A, da, la construcții. Corect. Asta, într-o oarecare măsură, cred că ți-a dat imbold sau, cum să zic, curaj să poți să zici, domnule, dacă prima oară am reușit, mă gândesc că cu ajutorul Domnului se poate și a doua oară. Că am înțeles că tu ești recidivist în privința asta. Cam da. Unde și ce anume ai făcut? Deci, la ce anume te referi? Recidivist în construcția de biserici. Construcții de biserici. Păi mă sună oameni și spun, ți-ai deschis ceva firmă de construcție? Că văd pe WhatsApp numai cu salopetă, numai... A venit domnul primar, domnul Popi Morodan, mă iubește foarte mult. Deci, simt că mă iubește omul ăsta și eu pe el. Când simt că e greu, îi trimit un mesaj, mă rog pentru el și zice, domnule, eu mai mult în salopetă te-am văzut decât în costum. Adică noi am construit biserica, dar să nu-ți imaginezi că eram în costum și mă duceam cu diplomatul și alții cu sapa. În fiecare zi am avut zile în care eram eu și betonera și sacii de ciment și lopata și atât. Am avut zile întregi în care am lucrat singur, dar am băgat, nu așa. Și în felul ăsta Dumnezeu ne-a ajutat și uite, am construit-o. Când am văzut că lucrurile merg așa și am reușit să o construim, ne-am apucat la Arad. Acolo avem o echipă, eu deja eram foarte epuizat, deci nu mai puteam, pur și simplu, numai și nopțile erau mai scurte. Și din start, pentru că avem o echipă în Consiliu de 10 oameni foarte capabili, mult mai capabili decât mine, că asta e ideea. Fii atent o chestie, o paranteză. Zice, David mergea prin țară și cum vedea un om puternic și războinic și capabil, îl lua cu el. Aici poate că o să discutăm un pic despre ideea asta, trendul ăsta de a te înconjura de oameni slabi. Ca să rămâi tu ăla macio, să rămâi tu ăla tare. Nu. Leadership-ul de calitate spune înconjoară-te de oameni tot mai puternici. În felul ăsta crești și tu, cresc și ei. Dar crezi că practica asta care spuneai tu, să te înconjori de oameni slabi, oricum îți spuneam că o să te întreb asta, nu-i întrebările grele, crezi că lucrul ăsta se întâmplă și în bisericile pentecostale actuale? Deci în bisericile pentecostale actuale este un sport la ordinea zilei asta. Și rezultatul e mediocritatea. Rezultatul este mediocritatea și drama. Pe mine mă îngrijorează. Dacă pe mine mă îngrijorează, ar trebui fraților slujitori care au 60-70 de ani, ar trebui să nu mai poată dormi noaptea, pentru că au așteptat 10 de ani de zile. Imaginați-vă că iese o generație, și îmi asum lucrul ăsta și mi-l asum până la capăt, iese o generație de 65-70 de oameni la pensie, de păstori, și trebuie să preluăm noi la 35 de ani. Ce se întâmplă între 35 și 65 de ani, 30 de ani? Cine reprezintă generațiile astea? Problemele lor, subiectele lor, mă uit numai în zona noastră, deci între 40 și 50 de ani, cred că sunt doi păstori, și între 30 și 40 de ani suntem vreo 3-4
Și restul spre pensionare. Din ce cauză nu sunt păstori la ora actuală? În franja asta de generație, cum zice Darius, în perioada... Adică generația X ar între fi. 30 și 50 de ani. Da. De ce nu sunt? De ce nu sunt păstori? A fost o prăpastie foarte mare, a fost filozofia asta că păstorul le poate face pe toate, le știe pe toate și eu pot, domnule. Eu sunt capabil, eu sunt predicator și asta am învățat-o la un curs pe care l-am făcut de specialitate. Domnule, vrei să faci conferință de familie, cheamă un conferențiar pe corect. Familie. Vrei să faci evangelizare, cheamă evanghelist. Corect. Și ce s-a întâmplat? Băi, dacă tu m-ai chemat la Arganda, suntem prieteni, hai și tu la mine. Eu pe tine, tu pe mine. Chiar dacă tu nu ești evanghelist sau eu nu sunt învățător. Și aici este marea problemă. Ne-am chemat și ne-am invitat la evanghelizări pe bani mulți care s-au cheltuit pe bază de prietenie, fără dar. Și în felul ăsta nu s-au promovat slujitorii tineri. Pe undeva a fost și o formă de securizare a scaunului, ca să vorbim pe... Da, eu cred că e o formă de slăbiciune pe care o demonstrează anumiți, pentru că momentul e da. O formă, spun eu, de slăbiciune. Tu vrei să fii elegant. Este o lipsă de leadership sau... Deci, leadership-ul la noi în biserică este un lucru sublim, desăvârșit, extraordinar, vorba lui Nicolae Iorga, dar lipsește cu desăvârșire. Deci, la noi nu există organizarea la nivel de biserică locală, mă refer. Deci, nu, la central nu ne băgăm, acolo suntem mici. Dar la nivel de biserică locală nu avem un leadership de calitate. O întrebare aici la treaba asta, pentru că ca să nu cădem în ispita de a doar descoperi problemele și niciodată să aducem soluții, una dintre întrebări sună ceva de genul ăsta. Tu ești păstor. Probabil de 10 ani ești păstor în biserica ta și vezi treaba asta. E o problemă. Oameni care se rugă la învon n-au nicio chemare, omoară biserica, în timp ce, bineînțeles că noi terminăm predicile în felul foarte penticostal, mulțumim Domnului că ne-a vorbit astăzi, nu ne-a vorbit Domnul, dar sună bine. Și acum întrebarea mea e, ce faci tu pentru ca să elimini povestea asta? Pentru că la un moment dat s-ar putea să ai 10 slujitori, dintre care numai 2 să fie buni de slujire și ia-i acolo ordinați, ce faci cu ei? E o problemă. Deci n-ar trebui să ajungă să fie ordinați oameni care nu sunt chemați. Și au ajuns. Întrebare, ce faci în soluția? Care crezi în perspectiva ta? Că acum nu o să poți tu să pui, să zicem, să dai soluții în bisericile altora. Vorbești de biserica ta. Să presupunem că tu ai întâlnit problema asta în mandatul tău de pastorație și zici, domnule, îmi dau seama că în jurul meu nu mă pot bizui pe niciunul. Chiar n-am unul de bază sau am doi. Nu știu. Îi caut domeniul în care el se descurcă foarte bine și îi dau o altă slujbă, dar nu pot să ne norocesc un program, să las programul pe mâna unor oameni slabi. Dar cred că sunt prea mic pentru asta și dar e o problemă. Care, e vorba de un program, e vorba de o biserică. Vorba de o biserică, de destinul unei biserici, de o generație, de două, vorbim aici de 3 generații. Deci între 35 și 65 de ani și nu eu trebuie să dau explicații, eu am numai întrebări. Explicațiile ar trebui să le primim. Eu am doar întrebări și temeri. Dar, totuși, de acum eu cred că se pune temelia unui viitor care noi va trebui să crește. Să-l construim, da. Și atunci, construim viitorul acesta, va trebui să eliminăm anumite erori, nu? Dacă vrei, dacă mergi pe același drum de două ori, n-ai cum să ajungi în altă direcție. Și atunci va trebui să schimbăm macazul. Și nu neapărat că dăm soluții, dar putem pe viitor să ne facem niște planuri. Eu notez, sunt la capitolul în care învăț. Apropo de treaba asta și apoi vreau să las pe Marian să adresezi o întrebare. Probabil cred că și din cauza asta ți-a ieșit ție acum, încercai să spui ceva și vreau să-ți dau ocazia aici. Ne-am auzit-o pe internet, unii au râs de ea, alții te-au luat în bazocură și mai departe spre povestea cu uștiucului. Da. Îți spun de ce zic asta. În contextul în care oamenii nu sunt destul de capabili, de buni pentru lucrarea la care ar fi trebuit să fie chemați și nu sunt chemați, s-ar putea ca unii oameni să renunțe la mai venit la biserică, pentru că nu văd biserica destul de relevantă pentru ei și pentru ceea ce cred ei că ar trebui să fie biserica, și atunci se deschid tot felul de oportunități și de uși de genul acesta prin care, domnule, biserica o facem online, nu avem noi nevoie de să vină X și Y să ne învețe pe noi, oricum nu învață nimic, de fapt la urmă plec mai nervos din biserică decât atunci când am venit. Crezi că asta să fie, vreau să ne vorbești despre treaba cu gustiu, cu de unde ți-a venit ideea asta cu știi, cum i-ai le zis oamenilor bisericii, ai zis de biserică că e cu gustiu. Explică-ne, te rog, treaba asta. Eram anul trecut la o slujbă pe Zoom. Cred că din Spania era organizată și le-am spus fraților, nu anul trecut, în urmă cu 2 ani, și le-am spus fraților, pandemia s-a încheiat,
Eu, ultima dată când intru, că am mai intrat pe timpul pandemiei, bisericile s-au deschis, nu mai sunt interdicții, mergeți la biserică. În timp ce eu vorbeam, un domn de acolo, eu am văzut după aia comentariile, taie microfonul, nu are dreptate, cine l-a chemat pe ăsta, cine l-a invitat, biserica clasică a expirat, vrem biserică online, vrem în mediul online. Și atunci, în momentul în care eram la Bruxelles, am discutat despre cina Domnului, era la cina Domnului și vorbeam despre necesitatea părtășiei, importanța părtășiei. Și am amendat filozofia aceasta extrabisericească și acolo am folosit un termen pe care l-am regretat și am scris un articol. Bineînțeles, m-a sunat Daniel, băiatul care a pus-o, aceea. Ce vreau să spun aici și e foarte important. Am constatat zilele acestea o schimbare de paradigmă în ceea ce înseamnă slujirea și o schimbare de generație. În urmă cu un an de zile, de acolo a început eu să-mi pun niște întrebări. Eram la masă cu Dani Popa și cu Dana și prieteni de-ai noștri și vorbeam. Cineva a luat în discuție ceva de Cristi Boariu și eu am avut un cuvânt de laudă la adresa lui și m-am apreciat modul în care lucrează. Bun, s-a terminat discuția, zice Dana, soția lui Dani Popa, o femeie inteligentă, și zice, nu-mi vine să cred. Cum vorbiți voi între voi, generația tânără, cât de frumos vorbiți în lipsa voastră. Cred că, zice ea, asta a lipsit generației din trecut. Când apărea o chestie din asta, imediat se faulta unul pe altul. Ce am constatat eu cu filmulețul ăsta care a circulat, scos din context, nu era enoriașii mei, biserica a fost foarte zidită, ce am observat eu? M-a sunat băiatul ăsta, Daniel, un băiat din Craiova, și a zis, frate, m-au sunat păstori din toată țara și mi-au spus niște lucruri despre dumneavoastră și îmi dau seama că nu sunteți un om diferit. Îmi cer iertare, nu am ascultat nicio predică de-a dumneavoastră. Pur și simplu cineva mi-a trimis și am aflat. L-am întrebat, mă, dar cine? Și mi-a dat niște nume de păstori din țară care au sărit în ajutorul meu. Eu m-ai protejat ca acum. Dacă nu se întâmpla situația asta, care, Darius, că tu m-ai întrebat, să fim serioși, n-am zis vipere de rasă, că așa zice în limba ebraică, zice Ioan Botezătorul, pui de năpârci. N-am zis morminte văruite ca Domnul Iisus. N-am zis perete văruit, te va bate Dumnezeu, cum zice Pavel. N-am zis câini, cum scrijilați, cum zice Ioan. Am zis guguștiuci, în ideea în care guguștiucul este un porumbel sălbatic, nu are stol, nu are un cuib la o casă, ci merge din loc în loc. Am încheiat paranteza asta. Până acum nu am știut că slujitorii mă prețuiesc și mă iubesc atât de mult. Deci, pentru mine personal, asta este arma noastră, să ne luăm apărarea, să facem echipă. Eu, dacă mă întreabă cineva de Gabi Florus, de Adi Mocanu, de prietenul tău Dorel Coraș și al meu, de Cristi Boariu și de ceilalți, că sunt mai mulți, dar am zis așa care au fost mai recent aici. Eu numai lucruri de laudă am la adresa lor. Asta e forța noastră. Unitatea, direcția, asta e forța noastră. Onisim, te-am întâlnit în avion ieri, alaltă. Și m-ai speriat un pic. Asta vreau să te întreb acum și tu erai pe jumătate adormit, am pus mâna din spate, mă, te-ai gândit acum cine are ceva cu mine și îți spuneam atunci, vii la emisiune și îți spun întrebări grele. Nu am de alea, că nu știu, nu le-am. Însă vreau să te întreb într-un mod direct și personal. De ce Onisim Botezatu îi păstor? Nu știu dacă te-a întrebat cineva asta. Da. Dacă stai de vorbă cu fratele Duțu Mărgăian, când a fost vorba să mă ordineze prezbiter, i-am spus, nu sunt pregătit. Numai după 30 de ani. Cum? Cine ți-a zis ție lucrul ăsta? Nu sunt pregătit, vă rog frumos, orientați-vă la altcineva. I-a trebuit muncă de lămurire să mă convingă că trebuie. Bun. Hai că am acceptat asta. Când a venit, aveam 33 de ani și se puneam în discuție ca să fiu păstor, am zis, asta după 40 de ani. Nu știu exact de unde, dar probabil tributari gândirii vechi. Și am zis, mă, cum să fiu? Mi-a plăcut cum ai făcut cu mâna. Da, poate a fost așa, în limbaj non-verbal. Deci cum să accept eu? Cum? Imaginează-ți un păstor. Noi am văzut păstori numai cu părul alb, păstori în vârstă, păstori la 30 de ani. Nu puteam să concep lucrul ăsta. Mi-a fost foarte greu. De ce Onisim Botezatul păstor? Lucrarea a vorbit. Și vă spuneam de lucrarea asta din Ghioroc. Acolo am fost, în Covăsânț am fost ordinat diacon. Lucrarea din Covăsânț, unde era într-o casă, într-un an de zile ne-am mutat în demisolul bisericii.
și din păcate și astăzi, dar Dumnezeu va lucra, biserica s-a construit, s-au pus geamuri și cred că se vor muta și acolo. Lucrarea din Gheoroc m-a crescut ca presbiter, o lucrare de la zero, are 50 de membri, 55 de membri, dintre care 15 sunt cu probleme, și lucrarea din Arad, lucrarea Betlehem, despre care vreau să vorbim, m-a calificat să fiu păstor. Pentru fiecare centimetru de merit, nu de merit, de, nu știu, de onoare, de orice, am luptat și frații au văzut. Inițierea pentru ordinarea mea a fost și de la comunitate. Că am vorbit odată cu fratele Moise Ardelean, zice, ai vorbit cu fratele Duțu, ați discutat că am vorbit despre ordinarea ta ca presbiter. Deci frații de la comunitate, văzând lucrarea, probabil că discutau pe tema asta. Ei, cam asta, cam așa se face. Nu, nimeni din neamul meu nu a fost prin comitete. Am un unchi care a murit, Mircea Andronic, a fost păstor la baptiști, dar din familia noastră nu, să zici că... No, Dumnezeu. Atunci, și cu asta îl las pe Marcel dacă vrei, după aceea îți voi adresa alte întrebări. Cum se explică că pe oricare l-aș întreba, că mă așteptam să-mi dai un răspuns ca după aceea să-ți pot adresa o întrebare, pe mine m-a chemat Dumnezeu? Cam ăsta e răspunsul general la, nu știu, ai auzit vreun slujitor în România asta cât de mare să zică că pe el nu l-a chemat Dumnezeu? Nu am auzit. Da, nu am auzit, dar aș întreba, ok, și ce anume te califică? Am avut o discuție cu un păstor și am zis, uite, am nevoie de un responsabil să mă ajute un pic. Și după ce a vorbit cu mai mulți diaconi și presbiteri, niciunul n-a vrut, eu zice, sunt aici. Și am zis, frate păstor, cum? Și a zis așa, concluzia mea este una, oamenii ăștia nu iubesc oamenii. Și am zis, cine v-a pus să-i ordinați diacon? Trimiteți-i să pască oile, să pună, să facă alte lucruri. Cine v-a pus atunci? Dacă l-ai ordinat diacon, în baza cărui lucru îl ordinezi presbiter, doar că au trecut 3 ani de zile, ce a făcut el în perioada asta de 3 ani de zile? Ce îl califică să... Pentru că un presbiter are deja autoritate de păstor. Și aici ar trebui lucrarea să vorbească. Portofoliul tău. Ce ai în portofoliul tău? Ce te califică pentru lucrarea aia? Eu sunt foarte pragmatic. Dar cine-i de vină? Ziceam, Marge, că te rog, asta e. Cine-i de vină? Cine l-a propus? Sau cine l-a votat? Că tu știi că în bisericile pentecostale propune cine are puterea să propună și biserica îi dă votul, de exemplu, îi dă acordul. Cine-i de vină? Nefiind un tribunal aici, nu pot să mă exprim ca judecător. De vină este pe undeva situația creată de oameni. S-au ajuns într-o situație de criză, i-am pierdut pe cei puternici, că aici este o treabă, sau i-am îndepărtat, Dumnezeu știe, și atunci ce facem? Îmbătrânim, hai să vedem, mă, nu vrei, hai care? Și atunci ajung oameni incompetenți în puncte cheie și rămân oamenii neslujiți, din păcate. Înainte să spun întrebarea pe care o aveam în minte, aș vrea să continui ideea despre... Ai spus că vrei să vorbești despre Biserica Betlehem din Arad. Da. Spune-ne și după aceea spune. Da, mulțumesc. Eram lider de tineret la Biserica Micălaca din Arad. Fratele Duțu este păstor. Unul dintre cei mai puternici păstori din țara asta. Pentru mine. Deci a văzut în mine ceva ce n-a văzut nimeni în momentele alea. Și... Nici tu n-ai văzut. Dar nici acum nu văd. De nici acum nu văd. Încă am probleme și mă lupt. Și atunci eram lider acolo cu el și cu... Eram cu Codrin Mihuța și Manu Negrea a primit viziunea de la Dumnezeu. El era membru la Bujac și atunci ne-am rugat. Am început să ne rugăm pentru lucrarea asta. I-am zis lui Manu, i-am recomandat toți păstorii tineri din Arad și erau și prezbiteri cu care să meargă să înceapă lucrarea asta. După 2 ani de zile, Dumnezeu mi-a vorbit personal, într-o vedenie de noapte, i-am povestit-o și fratelui președinte pe atunci, Moise Ardelean, și direct, în momentul în care Dumnezeu mi-a vorbit, direct am sunat echipa, ne-am dus la comunitate și le-am spus, uite ce vrem să începem. Cu lux de amănunte, ce avem de făcut? Și am început lucrarea. 5 familii. Mi-aduc aminte că la un program eram câțiva bărbați și o singură soție, o singură femeie, soția lui Manu Negre. Și într-o perioadă de 4 ani de zile am depășit 200 de membri cu cererile care trebuie să le acceptăm. La fiecare evangelizare m-a sunat prieten și a spus, eu nu mai auzit așa ceva, ori nu ești normal, ori ești prea normal. Le spuneam așa, când veneau sute de oameni, dacă știți că sunteți persoane conflictuale, vă rugăm, nu veniți la noi la biserică, nu vă primim ca membri, n-avem nevoie de conflicte, avem nevoie de oameni plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și s-au botezat 59 de oameni și acum avem iar botez, 9 candidați,
cu ajutorul Domnului. Deci a crescut pe bază de botezuri și de reabilitare a oamenilor care n-au mai avut nicio șansă. De exemplu, a venit o doamnă, era divorțată și i-am spus, care a fost ultima ta convorbire cu păstorul tău? Și au zis așa, l-am sunat eu și au zis, te rog frumos să nu mă mai deranjezi niciodată din momentul acesta. Și eu închis telefonul nas și de 15 ani de zile nu a mai sunat-o nimeni niciodată. No, genul ăsta de oameni au găsit un pic de căldură. Și așa am început, am pus accentul foarte mult pe seri prelungite, pe rugăciune și sfințire și predicarea cuvântului curat. Și oamenii vin, nu mai avem locuri deloc, copiii stau prin camere pe sus, o biserică de 160-170 de membri trebuie să suporte 200-250 de oameni la evenimente, chiar către 300. Și biserica nouă e proiectată pentru 500 de locuri, deci o creștere extraordinară. Chiar am avut o discuție cu fratele Simi Tomuța, președintele pe comunitatea de Arad, la comunitate, o discuție onorabilă. Pe mine personal m-a onorat modul în care au știut să aprecieze slujirea noastră și ne bucurăm la nivel de oraș și slujitorii ne apreciază, menținem linia și vrem să-i slujim lui Dumnezeu. Bun, acum o să-ți adresez întrebarea care am vrut să pun la început. Te rog. Știu că ești lider de tineret. Ești și lider regional, nu? Județean, pe județul Arad. Da, da. Da. Care e viziunea ta sau care e munca ta în acest domeniu? Așa mai concret, că da. E frumos să zic, am funcția cu tare. Da. Care-i? Din păcate sunt pensionar deja. În sensul că am fost ales pentru mandat, am rămas în mandatul următor și deja sunt la al treilea mandat. Și atunci frații, îi mulțumesc lui Dumnezeu și frații lui, în mod special fratelui Filip, probabil de la dânsul, a plecat fratele Simi Bumbar, am vorbit și cu dânsul și a zis că au discutat. Acum am fost ales la departamentul cultului, departamentul de tineret al cultului la nivel național și la următoarea ședință o să deleg pe alt lider în locul meu. Și aici a fost foarte greu, venind din Moldova, în 2005, în 2008 am terminat facultatea. În 2011 am fost lider județean de tineret. Mi-a fost un pic greu. Dar în ce a constat? Că asta e important. Mi-am dat seama că erau biserici, localități, una lângă alta. Și întreba, măi, ce colaborare aveți cu eu? Dar nici nu știm cine e lider de tineret. Nu știa. Nu se cunoșteau între ei. Și am pus accentul, am avut foarte multe întâlniri de leadership cu lideri de tineret. Am chemat oameni și Dorel Cor, așa a fost la noi și alții, pe chestia de leadership. Și am investit foarte mult în liderii de tineret. Am împărțit județul în 8 zone, fiecare zonă are liderul ei și în opinia mea fiecare dintre liderii ăștia mă pot înlocui și vor fi mult mai puternici decât mine. Că eu nu am avut parte de pregătirea de leadership care au avut-o ei. Și nu aveam finanțe. M-am dus, chiar îi mulțumesc fratelui Filip, m-am dus și am spus, frate, era președinte de comunitate atunci, nu avem bani. Dar mi-a venit o idee, am zis, care? Păi să trimit, să le spun pe grupul de lideri, avem 70 de lideri de tineret pe județul Arad, să le spun, vă duceți la casierul bisericii și luați 200 de lei pentru pregătirea liderului de tineret. Oh, zice, e o idee foarte bună. Pentru că aveam cheltuieli, 60, 70 de milioane, 50 de milioane, de unde? Și Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, frații au înțeles și cam aici, conferințe de tineret zonale, o dată de două ori pe an conferințe județene, tabere de tineret și a crescut tineretul enorm de mult. Nici nu știu, mi-au spus păstori din țară la care le-am povestit, nu știu dacă mai este în țară așa organizat la nivel de județ și să se înțeleagă toate bisericile între ele. Oricum Aradul e deosebit. Am văzut într-un jurnal, nu știu care, în ziar, e singurul județ din țară care are biserică evanghelică în orice cătun, în orice sat. Dacă nu-i penticostală, e baptistă, dar e-s puține, cred că vreo 5 numai. Și asta zice multe despre arădeni. Îi iubesc, soția mea e ardeleancă, o ador. Deci de aia te-ai dus acolo, că știu că sunt soțiile pe măsură. Da, mi-am dat seama după, Domnul m-a dus. Știi ce mi-am dat seama? Că pe lângă faptul că ești păstor, ești și scriitor. Avem aici în față, nu știu dacă cei care ne urmăresc s-au dat seama că cărțile acelea sunt unele dintre cărțile pe care le-ai scris, așa, mă gândesc că ai vorbit și despre aia groasă care e toate la un loc. Ca aproape. Așa, despre frica din timpul pandemiei. Vreau să ne vorbești puțin de unde pasiunea pentru scris, că pasiunea pentru oameni am înțeles, de unde pasiunea pentru scris și ce anume tratez în cărțile tale. Trebuie să închei ideea cu Marcel.
de unde a venit creșterea Bisericii Betlehem și după aia trecem la cărți. Punem accentul pe om. Lunea de la 2 la 5 avem vizită pastorală acasă, la domiciliu, la cerere. De la 5 la 7, consiliere spirituală. Orice membru din biserică poate să vină. Avem programe în care stau la rând oamenii. Și acum a început să-i programăm. Miercurea la fel, de la 2 la 5, vizită pastorală acasă, de la 5 la 7, consiliere spirituală la biroul bisericii. Și oamenii când sunt iubiți și când pui accentul pe ei și le asculți povestea, atunci te preferă sau preferă biserica ta. Pot să le și iau ca să-i explic un pic despre fiecare. Aici nu vreau să vorbesc despre mine, vreau cu atâta smerenie să strălucească Iisus Hristos, pentru că nu-i lucrarea mea. Dacă o secundă Iisus își ia mâna, nu mai rămâne decât țărâna. Asta este prima carte de poezii. Poezii, volumul 1, cu Dumnezeu de mână, asta este mâna mea și a băiatului meu în prima zi de naștere. Da. Ei are 3 capitole. Deci pe tine te-ai pus în locul lui Dumnezeu, cum să zic. Așa, să exemplific imaginea de tată. Și ăsta e volumul 2 de poezii, Raze de soare. Asta a fost a 3-a carte, apologetică. Asta a avut un impact foarte mare. Cruciadele dintre sfinți și demoni. O recomand tuturor părinților din diaspora în mod special. Îi ajută pe părinți cum să combată filozofia noii toleranțe cu care sunt bombardați copiii la școală și ei sunt dezarmați. Sunt depersonalizați, dezarmați și cum să-i combată. Este o carte... Uite, ar fi un bun subiect pentru o nouă emisiune împreună cu tine, să vorbim despre ideologia de gen, mă gândesc că despre ea vorbești, da. Și despre toate celelalte curente, inclusiv feminism, dacă pe da. Zona feminismului ești avem foarte... și un pic aici. Dar am putea să discutăm într-o nouă emisiune viitoare exact despre lucrurile astea. Am avut la Cornel Dărvășan, la A7 da. TV, la București, despre partea de invazia noii toleranțe. Dar și acolo ne-am luat un pic cu viața și am rămas dator să continui. Dar de partea cu ideologia de gen, chiar m-am documentat în ultima perioadă și este o idee. Da. Să știi că ești în Spania, unde ideologia de gen e la ea acasă. La ea acasă. Știu. Săptămâna trecută s-a votat o lege prin care chestia asta de anatomie, bărbat, femeie, este pusă la nivelul sentimentelor. Adică, ei spun așa, dacă tu simți că ești bărbat sau femeie, nu mai e nevoie nici măcar de operație de sex sau așa mai departe, mergi pur și simplu la organele abilitate ale statului, completezi o cerere și ți-ai schimbat. Da, e aici sunt multe, foarte multe. Dar ești deja invitat la o altă emisiune, așa că... Tot în Spania am întâlnit un caz, un băiat care m-a dus de la aeroport cândva, anul trecut. Și în clasă la ei au făcut Romeo și Julieta. Varianta clasică și varianta modernă. Au chemat pe Romeo cu Romeo, Julieta cu Julieta. El s-a ridicat, a plecat, în fine. Ce facem cu generația asta? Că o pierdem. Și dacă nu venim, îmi scrie pe Instagram un băiat din Italia, au studiat-o acum cu colegii lui și au spus, nu ne vine să credem, cum să scrieți dumneavoastră în România, îi scrisă în 2018, în urmă cu atâția ani, lucruri pe care noi le trăim în fiecare zi. Frate, și mi-au scris acolo încârnați, nu vă puteți imagina cât mă ajută pe mine cartea asta. Deci ăsta este scopul. Iarăși, asta este o carte care a avut un impact foarte mare. De la conferință de tineret, am confiscat biletele, le-am pus într-un borcan, uite-le aici, și sunt cele mai grele întrebări între 15 și 25 de ani ale tinerilor. Întrebări care dacă le spun părinților, s-ar putea unii să fie în incapacitatea să răspundă sau le vine greu. Sau, dar cei mai mulți dintre ei nu le pun părinților. Dau numai un exemplu, băiat în Europa, păstrez confidențialitatea țării, care clasa 7 a fost luat de 2 colegi și dus în baie pentru a fi batjocorit. El l-a mușcat pe unul de mână, a reușit, s-a sustras din mâna lor. Și de atunci trăia cu teroarea că ei spuneau în fiecare zi, într-o zi tot reușim. Și l-a amenințat și i-am spus, bun, părinții tăi știu, cum să vorbesc așa ceva cu părinții mei? Cu păstorul ai vorbit vreodată? Dar nu, că mi-e rușine. Într-o tabără de copii s-a deschis. Ei, când am intrat pe fir, fete care, același lucru, trăiesc niște drame și niște umilințe din partea acestor oameni, de nu vă puteți imagina. Iarăși este o carte frumoasă. Aventuri pe croaziera de Tars sunt ca un fel de jurnal pastoral. Ceea ce întâlnesc pe teren și acolo scriu. Am un blog la care scriu, onisimbotezatu.blog, unde ne putem să pot abona. Onisim, eu tot cu întrebările astea te probabil rog, incomode. Pe care le ador. Da. Se uită oameni la noi și zici, s-ar putea să zică încă unul care a scris cărți, care acum le promovează. Câți bani face Onisim Botezatul din cărțile astea?
Onisim botezatul face 0 lei. Vă spuneam de biserică... Face 0 lei că nu vinde sau, da, sau vinde Onisim mult? Onisim botezatul nu mai există. Onisim botezatul s-a dat cu totul Domnului și toate cărțile astea pe care le vedeți, eu mă duc cu ele, le mai trimit prin Tarsin sau prin, așa, prin firme de curierat și ajung la biserică, oamenii le iau și fac o donație pentru biserică. În felul acesta am construit biserica din Gheoroc. Cea mai mare parte de pe cărți. Niciun leu nu intră în buzunar la Onisim botezat. Toți oamenii care ne audă, să știu. Eu m-am dat cu totul Domnului. Nu zeciuială din cărți, nu 50%, toate drepturile mele de autor le-am dat lui Iisus Hristos. Deci tu, toți banii care primești pe toți, cărți, îi destinezi 100%. Slujirii, adică... Încă mai mă duceam și plăteam câte o factură la biserică cu banii pe care îi aduceam de pe cărți și mai trebuia 300-400 de lei. Mă duceam, scoteam de pe card din sălăruțul meu și completam. Dar tu, dar să iau de acolo, tu nu iei nimic pentru că ai un venit foarte mare sau ești milionar sau care e motivul pentru care nu iei nimic? Spune ceva despre tine, despre ce muncești, despre cum de nu ai nevoie tu de bani din cărți. Da, eu de 13 ani de zile sunt profesor, sunt în învățământ, chiar am terminat, am fost diriginte, clasa 8-a, nu mi-am putut imagina că atât de tare o să plâng. Eu nu prea plâng în general, m-am atașat foarte mult de ei, în veac nu mai iau diriginție și sunt angajat ca oricare și toată viața mea m-am învățat și soția mea adoptă stilul acesta minimalist. Dacă am pâine pe masă și am motorină în mașină, eu sunt abonat la Humana sau Umana, cum se zice în spaniolă, și eu foarte sunt adeptul magazinelor second hand, nu am nicio treabă. Iar am structurat, a cumpărat, soția a găsit-o la o prietenă de ei, că era casa prea mare, de 2 ani de zile. 1,5 milioane găleata, am cumpărat-o și o am în beci. Nu am dat-o pe casă pentru că sunt cu bisericile în construcție și nici în următorul an nu va fi dată. Pentru că oricine trece și spune, a, fii atent, mă, uite cum arată casa lui. Deci pentru prejudecățile oamenilor țin gălețile de structurat acolo și peste un an de zile o voi da după ce ne mutăm în Biserica Betle. Pune-ne povestea cu sacoul dacă vrei, că e foarte fain, neizonete, da. Și apoi îi las pe tare să întrebe. Îmi pare rău, e sacoul vieții mele, dragilor, dacă treceți vreodată prin pecul ăla din Bruxelles și îl găsiți, e sacoul, un sacou negru, H&M, care îmi stătea foarte bune, în predica aia de la Bruxelles, vasele pascale, însemnătatea vaselor pascale, vă rog să o ascultați, este extraordinară, ei au spus, frații de acolo, sunt îmbrăcat cu ea, e ultima amintire pe care o am. Și l-am sunat pe fratele la care am fost cazat, au zis că nu știe, nu l-au găsit acasă, ultima dată m-a văzut în Peco. Deci eu m-am dus în Peco, m-am schimbat ca să nu l-am pe avion, să-l protejez, să nu să intre microbi în el și l-am uitat în Peco. Am dat 17 lei pe el, asta vine undeva la 4 euro de la Humana, din Real, din Arad. Atâta de bine stătea pe mine, extraordinar. Deci chiar îmi pare rău de pe el. Cam astea sunt hainele. Eu am costumul de mire și acum, de 12 ani de zile. Acum a vrut soția să-mi pună haina și mi-e bun, slavă Domnului, că mi-e bun. M-am învățat cu mâncare slabă și dacă mănânc bine, mi-e rău. Și atunci de aia nu prea să prinde mâncarea de mine. Deci cam asta este ideea. Trăim foarte modest. La Darius ar trebui să ne dai rețeta. Eu am 30 de kg în plus de când m-am gândit. Ah, ok. Da. Și eu am un pic mai mult în plus. Te-am luat cu mine, Darius. Da. Vreau să vă spun că asta este. Trăim modest. Nu avem fițe. Uite, am un telefon. Tocmai tot din ideea asta. Are 3 ani de zile. E Motorola. 100 de euro a costat. Dar am scris 4 cărți pe el. 4 cărți am scris pe acest, inclusiv asta și celelalte care mai sunt, mai am încă... Aia am vrut să te întreb, în afară de cele 5 care le ai aici. 12 titluri am, inclusiv un manual școlar aprobat prin Ministerul Educației Naționale, care îl face cu încă 2 colegi coautori. Mai am pandemia de coronavirus sau pandemia fricii, aia e ca o teză de doctorat, 350 de pagini. Și altele de eseuri, încă una de poezii, acum numai ce a ieșit din tipar, au ajuns la Arad 500 de bucăți în urma mea. Cam asta este activitatea mea intelectuală. Și m-ai întrebat de când? De când eram student, încă scriam poezii, meditații, îmi plăcea să dezvolt, să iau tratate de teologie, să-mi iau... Pe lângă toate astea, am peste 15.000 de pagini scrise de mână, agende. Predici, recenzii de cărți, 15.000 de pagini, nu știu dacă reușești, sunt oameni care nu reușesc într-o viață să citească. Și Dumnezeu m-a învrednicit să scriu.
Eu cumpăr pixuri cu baxurile. Un frate m-a văzut și mi-a luat o tabletă Notepad ca să scriu cu penul și să rămână scris. Așa că nu consumină. Ca să nu mai consum atâtea pixuri. Că de... mai ai proiecte de viitor, nu? Am foarte multe. În privința cărților. Am foarte multe. Am 4 cărți în lucru acum. Una dintre ele e Jurnal de India. Am fost într-o misiune în India și am scris o carte, 120 de pagini, extraordinară pentru misionari mai ales și nu numai. Darius, ai vrut să mă întreb ceva? Nu e neapărat că a vrut să te întreb ceva, cât mă gândeam să ne spui puțin despre proiectele pe care le ai în viitor. Ce te gândești să faci în viitor? Atât cu din punct de vedere personal, cât și din punct de vedere a slujirii. La ce te-ai gândit, la ce te-ai îndrumat Dumnezeu, că s-ar putea ca cineva să ne asculte. De foarte multe ori discuțiile pe care noi le purtăm aici, o zicem des, asta nu sunt neapărat doar pentru noi, deși sunt și pentru noi, nu sunt doar pentru ca să avem o discuție jovială, interesantă, faină și mai departe, ci s-ar putea ca cineva să audă ce ai făcut tu, cum Dumnezeu te-a îndrumat, te-a însuflat și mai departe, să zică, mă, aș vrea să fac și eu asta și s-ar putea, prin ceea ce spui acum, să dai idei bune care vin de la Dumnezeu către tine. Ce vrei să faci în viitor tu? Fratele Constantinianu, m-am dus, de 3 ori m-a respins de la doctorat. Și a treia oară mi-a sugerat niște idei și probabil că mă primea. Deci vreau să mă înscriu la un program de doctorat. Visul meu este să predau la facultate. Dar poate nu o să ajung să predau niciodată. Dar ce? Nu e păcat să visez? Visez. Vreau, că oricine. Și așa vreau să zic, vreau să ajung președinte. Ferească Dumnezeu. Cu ochii deschiși. Așa. Deci îmi doresc să fac un program de doctorat. Deja am 2 masterate și m-am săturat de ele. Și vreau să, pe linia asta teologică, pe ideea de sinele hristologic în Evanghelia după Ioan. Zic și tema, poate că o ia cineva înaintea mea. Nicio problemă că iau alta. Și pe ideea eu sunt, zice Domnul Iisus, eu sunt în Evanghelia după Ioan, asta vreau să o dezvolt. Asta este unul dintre proiectele de viitor și tot ce înseamnă proiecte de viitor se leagă de Betleem, unde avem o grădiniță cu 4 săli de clasă, care se vrea a fi un plan de evangelizare, vor fi aproximativ către 100 de copii, inclusiv o sală cu de grădiniță pentru copiii cu nevoi speciale, cu autism, cu sindrom Down, cu specialiști care vor veni și vor face... Sunt foarte mulți părinți care au venit la noi, care au copii cu probleme și nu trebuie să se simtă mai puțin părinți. Sunt depersonalizați, sunt jigniți unii dintre ei și îi ajutăm să se simtă onorați. Dumnezeu a îngăduit-o necaz. Deci cam ăsta este tot ce ține de Betleem. Proiecte de evangelizare, vrem să luăm cartierul La Pas. Este cel mai mare cartier din Arad ca întindere, cartierul Gai. Are 10.000 de locuitori. Pe evangelizare și pe Biserica Betleem, care în scurtă vreme Dumnezeu ne-a promis că o va umple. Avem 500 de locuri cu posibilitate de prelungire la 700 de locuri și credem că Dumnezeu în scurtă vreme reține. În urmă cu 4 ani nu exista și în urmă cu 3 ani eram 30 de oameni. Și acum cu ajutorul lui Dumnezeu, pe când cu copii, cu tot ne apropiem de 300. Suntem 200 de membri. Cu Betleemul, cum se determinați? Păi Betleemul. Și acum este biserica acoperită, sunt geamurile puse toate. Acum urmează electrica și deja așteaptă firma care ne-a promis că ne ajută la tencuit. Preconizați că terminați cam pe când? Am vrea anul ăsta să ne mutăm în ea. Octombrie, noiembrie să ne mutăm în ea. Ok. Da. Onisim, o întrebare. Dacă cineva vede emisiunea și vrea să ajute în mod direct lucrarea aceasta sau indirect, vrea să cumpere, știu eu, una, două, trei, cinci sau mai multe dintre cărțile tale, ele sunt, aceste cărți, sunt undeva în vânzare la vreo librărie sau le vinzi tu în mod direct? Sau... Sunt și la librării unele dintre ele, dar acum au fost fluxul foarte mare. Deci e vorba de peste 30.000 de exemplare care s-au vândut. Și atunci nu mai fac față nici. Chiar de la tipografie m-a sunat odată o doamnă, nu mai prezentați, că nu mai avem timp, eram după pandemie, nu reușim să facem, nu reușeau să facă pe cum mergeau ele. Și să ia legătura, Instagram, Onisim Botezatu, pe Facebook la fel, Onisim Botezatu. Deci cea mai bună idee ar fi să ia direct legătura. Direct legătura. Și tu îi direcționezi unde... Sau pe Biserica Betleem Arad, avem acolo conturile bisericii, pot să facă și prin transfer bancar, pot să ajute biserica. Câte puțin, câte puțin, câte puțin, am văzut că se pot face lucruri mari.
Deci, da, practic, visul tău, adică eu cred că e un vis, nu? Orice om își dorește la un moment dat să facă ceva care să rămână pentru posteritate. Adică visul tău te ajută în cealaltă parte, în celălalt vis, da, de a deschide. De a deveni președinte de cult, ca să o zic. Doamne ferește! Nu, Doamne ajută! De ce nu? Cine își dorește să fie, bine, nu zice președinte de cult, dar eu aș spune astăzi, dorește un lucru bun. Da, dar nu știe ce vrea, dar e bun. Dar eu o paranteză acolo. Cine își dorește să fie, dorește un lucru bun. Dar cine își dorește să și fie. Asta trebuie, deci să fie ce își dorește. Adică înseamnă să aibă caracter. Da, asta, da, e cel mai important. Deci și la proiecte pe viitor, astea am patru cărți în lucru, deci pe linia asta de unde ajunge cartea, nu ajunge niciodată predica. Unde ajunge podcastul vostru, nu ajunge niciodată biserica și unde ajunge biserica, nu ajunge podcastul. Vreau să în încheiere să spun o chestie pe care, dacă tot ai zis treaba asta pe care am primit-o chiar de la fratele Nelu Filip, stând, a fost la emisiunea noastră, și un lucru foarte, cel puțin mi-a plăcut foarte mult ce mi-a zis, e că în urma emisiunilor pe care le-am făcut, și asta o zic și în ideea în care ai vorbit că vreți să faceți școli pentru copii cu probleme și mai departe, mi-aduc aminte că spunea într-una dintre zile, zice, bă frate, de ce vreau să spun ceva. După ce am fost la emisiune de la voi, m-a sunat cineva din America și mi-a zis, frate Nelu, niciodată nu am știut că dumneata ai avut experiența asta cu copilul tău, cu bolnav, cu așa, și zice, știi, de vreo 2 ani de zile mă chinui să fac o conferință de familii cu persoane sau cu familii care au în cadrul familiilor lor o persoană cu probleme speciale, la care, zice, acum mi-a dat Dumnezeu direct omul care ar putea nu doar să le vorbească, ci să-i și înțeleagă pe oamenii aia, pentru că ce ușor e să vorbești unor oameni despre, pe care nu înțelegi în situația căror n-ai fost niciodată. Ni s-a părut lucrul ăsta extraordinar. Acum s-ar putea să-ți asculte pe tine oameni de toate tipurile, unii care ar vrea să înceapă lucrarea, alții care sunt deja în lucrare de mai mulți ani. Nu știu dacă e sfătos tu neapărat așa din fire, dar vreau să te întreb pe tine, dacă ar fi să le dai, că vorbeam în contextul ăsta al slujirii, dacă ar fi să te dai un sfat și ți s-ar cere un sfat către tinerii slujitori și către bătrânii slujitori, așa în încheiere, ce sfat ai da generației bătrâne și ce sfat ai da tinerii generații? Sfat e un pic forțată ideea, pentru că sunt nevârstnic. Și dacă aș sfătui un bătrân, l-aș sfătui ca pe un tată. Asta este unul, dar niște sugestii pot. Și să combină cumva cu ceea ce mă întreba Marcel mai devreme, în viitor, ceea ce face parte din planul meu, dacă frații vor și calitate, dacă m-au desemnat sau au rânduit așa să fac parte din departamentul ăsta național de tineret, eu deja adun material și mă rog, și dacă sunt luate în calcul viziunile noastre, eu mă voi duce câtă vreme sunt util și câtă vreme credem că vom face ceva constructiv, nu să fiu într-un departament 4 ani de zile ca și ce chestie și să se termine, s-a făcut ceva, nu, nimic. Dacă în ăștia 4 ani de zile nu reușesc să aduc un aport constructiv puternic pe linia asta de tineret, că avem probleme foarte mari, eu mă voi retrage. Mă voi retrage onorabil, nu stau unde nu sunt util. Viața este foarte scurtă și ce le recomand tuturor? Să îndrăznească. Darius, niciodată până acum nu am înțeles versetul Domnului Iisus Hristos în vremurile din urmă, cel neprihănit va trăi prin credință. Tot ceea ce am vorbit până aici, dacă e vorba despre astea sau despre biserică, este vorba de credință. Numai prin credință, dragilor, tineri, învârstnici, credeți acolo unde este imposibil, credeți în puterea lui Dumnezeu. Tot ceea ce Dumnezeu m-a ajutat să realizez cu resurse zero. Cu resurse zero. Mi-aduc aminte că lucram la casă, lucram în Anglia, la Price of Queen, la pușcăria reginei, câștigam 25 de euro pe oră, veneam acasă, porneam betonera, puneam din betoneră în roabă, înzideam casa, mă duceam la serviciu, când luam o vacanță, iar mă duceam în Anglia și așa mi-am făcut casa. Nici un cent nu am primit niciodată pentru lucrurile astea. Tot ce am făcut cu resurse zero, dar cu o puternică încredere în Dumnezeu. Pentru mine relația cu Dumnezeu este mult mai mult decât ceea ce se vede. Pentru mine Dumnezeu este tot. De aia mie nu mi-e frică dacă oamenii îmi întorc spatele.
pentru că nu oamenii m-au pus, nu mi-e frică absolut deloc. Nu mi-e frică să predic adevărul, pentru că eu mi-am dat viața Domnului, Domnul m-a chemat, dacă oamenii își retrag susținerea față de mine, rămâne susținerea lui Dumnezeu. N-am nicio teamă, sunt atât de sigur și cred că din sinceritatea asta noastră și din curăția de caracter vine și puterea noastră. Onisim, dacă îmi permit, Darius și Marcel, te voi întreba ceva, dacă poți să-mi răspunzi foarte scurt, sunt trei întrebări. Spune-mi, te rog, care e lucru care te-a impactat cel mai mult în viața de slujire? Nu știu dacă e o mântuire a cuiva, a unui om schimbat, să fie o minune, sau nu știu cu ce te-ar fi putut surprinde Dumnezeu să zici, asta mi-a rămas în minte înregistrată. Nu, sau poate n-ai, nu știu, alege una, că sigur ai. Pentru mine, căsătoria a fost, crescând într-o familie de 13 frați, afecțiunea nu prea am cunoscut-o așa, nu prea am știut ce înseamnă ca cineva să te iubească, să te mângâie, să te îmbrățișeze. Pentru mine, apariția în viața mea a soției mele a fost, prin ea l-am cunoscut pe Dumnezeu. Eu îl cunoșteam pe Dumnezeu și predicile mele de până la căsătorie sunt diferite, dar prin ea am cunoscut dragostea lui Dumnezeu. Deci pentru mine căsătoria, tot ceea ce vedeți și v-am spus până acum, sunt convins că soția mea va avea 50 plus 1% răsplată mai mare decât mine. Nimic nu realizam fără ea. Soția mea este o doamnă, este o doamnă profesoară de română, e foarte exigentă cu mine. Trebuie să o duci la emisiunile noi. Da, acum chiar vreau și frații de la Eldad mi-au sugerat. Deci este foarte inteligentă și prin ea am cunoscut, pentru mine a fost cel mai puternic, cea mai puternică declarație de dragoste a lui Dumnezeu pentru mine a fost că mi-a dat-o pe soția mea. Dintr-o întrebare așa slabă a ieșit un răspuns așa de frumos. Mulțumesc! Fabulos, mulțumesc, Onisim! Deși întrebările sunt haotice un pic, sunt și din curiozitate, ce crezi tu că lipsește bisericii din ziua de azi? Dacă vrei, ne limităm doar la biserica penticostală. Da. Ce lipsește? Spune-mi, te rog, un lucru, alege-l care vrei, în 20 de secunde, dacă poți să răspunzi. Viziunea. Noi atât de mult ne bazăm pe Dumnezeu încât am devenit leneși și neroditori. Nu mai citim nimic, nu mai studiem nimic, nu mai ne mai rugăm, nu mai postim. Dă Domnul! Dumnezeu dă oamenilor harnici. Niciodată Duhul Sfânt nu completează puturoșenia noastră, iertați-mi cuvântul, poate că găsiți un alt sinonim. Nu iartă lenevia noastră și nu trece peste ea. Unde vede Onisim Botezatul biserica peste 20 de ani și unde se vede el? Și cu asta îți mulțumesc, da. Că eu o să-mi și iau rămas bun de la tine, adică o să te salut, pentru că cu siguranță încheiere o face Darius. Îți mulțumesc că ai ales să fii împreună cu noi. Domnul să fie cu tine. Mulțumesc. Peste 20 de ani mă văd cu doctoratul dat și luat, pe merit. Toate examenele și toate școlile mele le-am făcut numai pe bune. Și pe bani plătiți din personal, mă refer la taxe. Deci acolo mă văd cu o biserică Betleem gata și cu încă vreo 3-4 începute și terminate și cu păstori pe zonele neacoperite ale județului și ale țării, cu cel puțin 1-2 proiecte misionare exotice prin India și prin Africa, iar Biserica lui Iisus Hristos va străluci așa cum a strălucit de fiecare dată. Ci că l-a întrebat cineva, Doamne, unde este biserica ta? Zice, eu își chinuie sufletul printre adunări. Biserica lui Iisus Hristos în toată istoria a strălucit, că-i prigoană, că-i pandemie, că-i comunism, că-i Hitler, că-i orice, Biserica lui Iisus Hristos a strălucit și va străluci pe mai departe. Nu eu o țin, nu viziunea mea, nu planurile mele, nu cărțile mele, ci porțile locuinței morților nu o vor dărâma, pentru că este Biserica lui Iisus Hristos, este Mireasa lui Iisus Hristos și este susținută de El. Amin. O întrebare tot personală aș pune eu. Din discuția pe care noi am avut-o, știi că nu ne-am cunoscut înainte de emisiune, da. Noi ne-am cunoscut, eu cu Onisim aici. Bun, din discuția care am avut-o astăzi, mi-am dat seama că ești o persoană ocupată. În plantarea, în zidirea, că nu te ocupi numai de a planta o biserică și văd că te ocupi și de zidărie asta până sus. Și când vorbesc zidărie, nu vorbesc în modul simbolic, ci în modul literar. Bun, de unde mai găsești totuși timp să și scrii? Sau scrii, eu am un prieten care zice, băi, eu ce mai mult scriu pe avioane, pe la hotele, pe unde mă duc, unde găsești tu timpul ăsta necesar, pentru că să fim serioși și să citești e mult, dar să scrii e puțin mai dificil pentru că trebuie să gândești, mai dai, mai iei, mai ștergi. Noaptea.
La mine programul, în general, ora 10 mă prinde 10-10 jumate culcat, dar la 4 dimineața sunt drepți. Tot ce am scris până acum și am studiat și predicile și conferințele de tineret sunt pregătite între 4 dimineața și 8 dimineața, când plecam la serviciu. Deci dimineața... Deci practic îți dedici timp pentru asta, nu? Rup din timpul meu, că nu se face nimic fără sacrificiu. Deci rup. Și rupturile alea deja le simt. Încep să se resimtă. Fără sacrificiu și fără ruptură, de undeva trebuie să rupi. Și dacă rupem pentru muncă, dacă rupem pentru a plăti ratele, dacă rupem pentru mașină, cu atât mai mult pentru împărăția lui Dumnezeu. O poezie sau alte lucruri. Poeziile ți se dau. Alea vin noaptea, vin pe holurile spitalelor, vin pe oriunde. Alea ți se dau. Alea vin direct de la Dumnezeu. Onisim, în mod sigur, am putea încă să nu facem o misiune de o oră, numai pe chestiunile despre tine și despre ceea ce Dumnezeu a făcut prin tine. Vreau în mod personal și de fapt în numele lor să-ți mulțumesc că ai ales până la urmă să ajungi la emisiunea noastră. Da. Oamenii nu știu, dar nici eu nu știam, o să le spun acum să și rămână asta, să zicem așa, un pic de comedie. Când te-am sunat să vii, eu m-am grăbit că mi-a zis Marcel, zice, spune că vorbim despre aia cu știucul. Eu habar n-aveam despre ce era vorba și te-am indispus puțin când ți-am zis despre cu știucul. Ai refuzat într-o oarecare ăsta și apoi m-ai sunat că ți-a dat seama că cred că Duhul Domnului te-a impulsat să mă sună nici o dată, pentru că m-am mustrat conștient. După cuvintele tale ai zis, bă, am petrecut un timp fain și mă bucur să aud asta de la tine. Vrem să mai vii încă o dată la noi emisiune și vrem să vorbim despre lucrurile care am zis și cine știe ce Dumnezeu ne va mai pune pe inimă. Îți mulțumesc încă o dată că ai ales să vii în casa noastră. Dumnezeu să te binecuvânteze. Mulțumesc. Te așteptăm cu soția. Cu mare drag. E o onoare pentru mine oriunde să merg cu ea în public. Onoare pentru tine și va fi o să vină o profesoară de limba română și să ne mai audă pe aici, o să fie un calvar pentru noi, dar e ok. Onoare pentru tine, o milință pentru noi. Doar 10 secunde, era vorba și de cultul penticostal, că sunt foarte atent la întrebări. Cultul penticostal și cred, dacă nu vorbim de organizație, nu de biserică, de partea spirituală cu post și rugăciune, dacă nu vom investi în management de calitate, să avem grijă de oameni de calitate, oameni de caracter și profesioniști. Când vorbim de organizație, organizația este ținută de oameni profesioniști. Cultul penticostal va avea de suferit și la imagine și la calitate în următorul deceniu. Și cred că Dumnezeu a ridicat și va mai ridica oameni, dar, repet, management de calitate, care să împartă autoritatea în mod descentralizat. Fiecare om să fie responsabil înaintea lui Dumnezeu și nu doar să fie ceva acolo între noi. Asta este șansa noastră. Oameni de calitate, oameni capabili și de caracter, nu pe relații, de caracter. Fără caracter suntem morți. Noi din partea noastră dorim să ai succes sau biruință, cum se spune, ca să sune mai bine așa într-un limbaj pur penticostal, să ai biruință în tot ce îți propui să faci și în tot ceea ce vine, să zicem, insuflat de Duhul lui Dumnezeu. Că am înțeles că tu ești unul care încă mai crede că e nevoie, ești unul care mai crede, care crede, uite să zic așa, care crede, ești un om al credinței, Dumnezeu să te țină tot așa până la dânși bătrâneți și când vine Domnul să fie unul dintre ăla, când se pune întrebarea, va mai găsi credință, tu să spui da la mine. Amin. Așa că, oameni buni, Marcel, Marian, Domnul să vă binecuvânteze și pe voi, cât despre voi, până data viitoare. Nu lăsați probleme să vă dopoare. Rămâneți în picioare.